Imagini inedite în Parcul Național Retezat, un animal sălbatic a făcut în conjurul lumii și a devenit deliciul tuturor urmăritorilor. Un urs brun care se adăpostește în pădurile Rom Silva a fost surprins în timp ce se scârpina de scoarța unui copac pentru a-și marca teritoriul. Un urs a fost surprins în timp ce se scărpina de scoarța unui copac pentru a-și marca teritoriul în fața altor urși. Acesta a devenit deliciul camerelor de monitorizare și al reprezentanților Parcului Național. Pe lângă faptul că scărpinatul urșilor are un rol în marcarea teritoriului, acesta mai reprezintă și o modalitate prin care îi pot scăpa de paraziți. Are un corp de până la 2,5 metri lungime și o înălțime de până la 1,5 metri și o greutate maximă de 600 de kilograme. De asemenea, culoarea de bază este cea brun cafenie, iar variațiile sunt sunt deosebit de mari, de la urși roșcați la cei aproape negri. Dentiția este tipică de omnivor cu canini puternici și molar rotunjiți. Astfel, pădurile Parcului Național Retezat asigură animalelor sălbatice toate condițiile de hrană, adăpost și liniște necesare unui habitat sănătos.